toți ori învăța din de dimineață, pe stil. Da. Vlogul acesta începe dis de dimineață. Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Suntem în cea de-a patra zi în Roma și am început ziua în forță. Ne-am trezit la ora 6 să venim la Fontana di Trevi să facem poze fără oameni. Da, de fapt, oameni. De fapt la ora 6 și jumătate, când am ajuns aici? 6 și 20. La 6 și 20 deja era lume și începeau să vină tot mai mult. Dar na, a fost cât de cât ok, am reușit să facem niște poze faine și o să le vedeți pe Instagram. Cum vă zice și Claudiu, deci dacă vreți poze cât de cât fără lume multă, cum e în timpul zilei, trebuie să vă treziți de dimineață. Dacă nu, nu veți putea să faceți poze fără să aveți oameni stânga-dreapta. Așa, acum, hai să zicem că ori fost 20 de oameni, ceea ce e ok când ai mare, ai loc unde să faci. Dar în mod normal, dacă nu vii de dimineață... Da, între timp s-au mai adunat, am avut și mirese pe aici. Da, chiar dis de dimineață, de când am venit noi, deja era o mireasa cu făcea poze cu, exact, cu mirele, da. Deci lumea vine aici la poze, mai ales dis de dimineață. Păi da, asta e și... Na, ideea, vrei să prinzi fântâna fără oameni. Da, în vlogul anterior am venit aici la ora 6, parcă era. Era plin de oameni, plin de, abia am reușit să facem 2-3 poze. Trebuie să mai venim și seara, să vedem lumina, fântâna luminată. Și da, astăzi, în vlogul de astăzi, o să vedem fântâna seara și o să vedem seara și Coloseum. Pentru că sunt superbe seara. Deci așa că stați aproape, vizionați în continuare pentru că o să fie faină și ziua de astăzi. Deci, poliția e aici, își face datoria de la 6 dimineața de când am venit și noi. Ce? Cred că de la 5. Bine, cred că da, e de la 5. Nu, sunt cu ochii pe tine aici, nu te lasă să stai jos pe fântână sau să te bași pe acolo mai aproape. Așa, bag picioarele. Da, ne întoarcem la hotel. Acum să luăm și noi un mic dejun. Cât de copios. Cât copios în ghilimele. Un mic dejun copios în ghilimele. Și da, făcut ceva poze. Stat o oră aici. E 7:30. 7:30 a stat o oră. Și după aia mergem și noi. Ne mai plimbăm și vedeți ce mai facem. Fai cum pute, păi eu nu pot să mă vorbesc. Doar ce am plecat de la gară și am fost până la gară să ne interesăm. Bine, noi ne-am interesat și pe net, dar am zis să mergem și la gară să putem poate oferim mai multe informații. Da, pentru că mâine vreau să mergem în Florența și se cam complică treaba. Da, se cam complică treaba pentru că biletele sunt foarte scumpe. Adică ajungi la 200 de euro pentru două persoane, ceea ce e imens. Ceea ce e destul de mult, 200 de euro ni se pare cam mult. Așa că ne reorientăm. Ideea e că 200 de euro este cu tren rapid. Da, face o oră jumătate. Face o oră și jumătate dus, o oră și jumătate întors, ceea ce ar fi fost perfect. Sunt și mai ieftine într-adevăr la 43 de euro. Dar doar, faci 4 ore. Doar că faci 4 ore. Și 4 ore dus, 4 ore întors. Nu ne rămâne timp de nimic. Nu ne rămâne timp de nimic și am zis, bă, no way. Deci nu așa. Care e chestia cu biletele? Chestia cu bilete este că dacă le iei cu o lună, două înainte, sunt ieftine. Adică am găsit la... Da, am făcut un test pe chestiile alea de unde ții bilete. Am pus prin 30 septembrie, peste o lună, aproape o lună, și biletul era mult mai ieftin. Deci da, biletele erau mult mai ieftine și ieșeam la 100 de euro dus întors.
către Firenze. Dar n-am știut treaba asta, că dacă luăm bilete din timp sunt mai ieftine. Dar nu e problema, că o să mai venim noi. O să ne reorientăm, eventual mergem ceva super aproape pe aici, pe lângă Roma, că sigur sunt grădini, chestii faine de făcut. Da. Și na, eventual când o să mai venim în Italia, o să facem atunci Florențe. Rămâne pe altă dată. Florența. Oricum ne mai interesăm astăzi toată ziua, ne-am uitat și de autobuz. Da, și dar faci mult și cu autobuzul, faci 4 ore. Prețul e acceptabil, să zicem, dar ideea e că e timp pierdut foarte mult. Da, și noi vrem să avem cât mai mult timp să vedem. Și vrem să avem cât mai mult timp să vedem și am zis, bă, totuși 200 de euro e prea mult, e dublu față de cât dacă luam din timp. Dar na, rămâne să vedem. Să vedem și dacă nu. Azi avem program de Roma, așa. Azi avem program de Roma și dacă nu o vedem altă dată și bineînțeles într-un alt vlog. Deci am luat un autobuz, autobuzul 910. N-am găsit de unde să luăm bilete, așa că am mers moca cu morcovul în curăț puțin. Așa, și am ajuns la vila și grădinile Borghese. Am zis bine? Da, ai zis cu accent de engleză. Și la galeriile Borghese, că aici și galeriile. În mod normal, galeriile se vizitează. Pentru cine dorește, bineînțeles. Se vizitează, se poate lua bilet fie online, fie de aici, cred. Dar noi nu am mai luat, pentru că nu vrem să le vizităm. Adică vrem să facem alte chestii, să ne plimbăm prin grădini, că sunt mult mai frumoase decât interiorul. Și ne vom plimba prin grădini, apoi o să coborâm la Piața del Popolo și facem chestiile interesante ce nu le-am mai făcut ieri sau ce le avem astăzi. Și ne-am reușit să le facem ieri. Super! Deci mai stăm pe aici, facem poze și ne vedem la Del Popolo. La Piața Del Popolo. Deci parcul ăsta de la Villa Borghese este imens. Deci cred că mergem mai bine de 15 minute și nu se mai termină. Dar e foarte fain. Dar este foarte, foarte mare. Au și un spațiu fain, verde amenajat, da, îngrijit, tundea iarba acolo. Unde oamenii alergau, erau cu animale, foarte fain făcut. Dar mare rău. Imens. Acum tranzităm parcul pentru a ajunge la terasa del Pincio. E o terasă foarte frumoasă, așa cu o panoramă frumoasă și acolo piețe, esplanade, se plimbi, se bei cafele, se mănânci înghețată, multă. Mergem să luăm o pauză. Astăzi ne plimbăm așa prin piețe, da. Deci mai vedem părțile astea așa mai populate. Astăzi o să fie mai lejer, pentru că și așa am mers prea mult. Deja simt... Picioarele noastre chiar ne dor. Deja da, îmi simt picioarele, că încep să mă doară și doar ce am pornit la drum. Bine, mergem să bem o cafeluță și noi. Și după aia vedem pe unde o mai luăm. Suntem în Piața del Piccolo. Del Popolo. Suntem în Piața del Popolo. Am ajuns aici, am dat o tură așa de piață. Ne-am plimbat puțin și după care ne-am pus să bem două cafele. Am băut până la urmă două cappuccino. Bune, nu? Foarte bune. Și am dat și de un român. Ne-a servit frumos, totul bine. Și aici avem de vizitat următoarele. Avem trei biserici. Santa Maria del Popolo, Santa Maria del Miracoli și Santa Maria del ceva. Del ceva. Exact. Toate Santa Maria del nu știu cum. Bun. Vizităm astea, după aceea mergem și noi pe Alea del Corso. Mergem pe Alea del Corso. Ca să ne luăm haine, nu? La glumesc. Shopping. La viole de shopping. Mergem și noi să vedem ce shopping facem. Facem shopping în spate. Facem mare shopping. E faină piața asta.
chiar e faină. Italia nu e ieftină, să știți. Am dat pe două cappuccino și o apă 13,50 €. Așa, ca să știți niște prețuri. Dar mai vorbim noi despre prețuri mai târziu. Au un vlogul de mâine, vedem noi. Vorbim noi și despre astea. Hai să vizităm bisericile. Da, spune-le la oameni că e nasol cu pauza la italieni, că e și multe. Deci nu avem nicio șansă să intrăm în biserica del Popolo. La ora asta este 12:01. Italienii 12:10, da? Italienii au pauză. Și au pauză mare. Ei au pauză mare, gen doar de la 2 se mai poate vizita. Și nu cred că mai stăm noi pe aici 2 ore. N-are rost. Mergem în cealaltă. Cred că și acolo. Cum se cheamă? Maria de Miracole. Santa Maria de Miracoli. Da, mergem în Santa Maria de Miracoli. Să vedem dacă acolo ne lasă să intrăm. Da, nu cred. Dacă nu, asta este. Mergem la shopping. Shoppingoim o țăr. Da, nicio șansă. Închisă și biserica asta. Trebuia noi să ne băgăm în ele înainte să ne punem la cafea. Dar am uitat că aici când e pauză, e pauză. Asta este. Mergem mai departe. După un shopping minimalist, nu am luat aproape nimic. Doar câteva chestii și-a luat Luiza. Am ajuns la... La... Treptele spaniole. Treptele spaniole, în spate. Piața din Spania. Și o să urcăm sus la biserică. Na, zona e plină de turiști. Zona e plină pe aici. Hai să vedem dacă se vede ceva. E plin de oameni. Clar. În spatele nostru treptele spaniole. O să le urcăm imediat și o să intrăm și în biserică. Și apoi mai stăm puțin, mai mâncăm înghețată. Și apoi ne întoarcem iarăși la... Ne întoarcem iarăși la Fontana di Trevi. Da, ne întoarcem la Fontana di Trevi. Da, să ne întoarcem mai... Dar mai încolo puțin o să mergem și o să filmăm și pe seară Fontana di Trevi și Coloseul Mult, cum am spus. Aici văd că poliția nu te lasă să stai jos pe trepte, imediat te fluieră. Este exact ca la Fontana di Trevi. Și, bă, îmi place că au grijă, n-au grijă, sunt polițiști peste tot. E fain așa. Hai să urcăm scările și le vedem de sus. Am urcat și treptele spaniole. A, este. Ca la treptele. Să nu zicem că n-am fost și pe treptele spaniole. Ne-am băgat și în biserică. Micuță biserica. Nu e mare lucru. Dar na, am urcat treptele spaniole. Mă dor picioarele deja. Mergem să mai facem niște poze jos și mai stăm puțin și mergem să ne mai odihnim. Eu zic că ne ajunge. Și o să mergem, cum a zis, la Fontana di Trevi. Mai stăm pe acolo. Și pe seară o să facem, o să filmăm de acolo. Să vedem cum se vede. Nu? Astăzi o zi mai chill, am zis că îi dă, deja avem 18.000 de pași. Hai că e chill rău, ce să zic. E fain de aici, se vede, este un view fain. Se vede fain orașul. De sus. Hei. Câteva ore mai târziu, după ce ne-am odihnit și noi și un rând de haine schimbate. Am venit la Coloseum, cum v-am zis, să-l vedem pe seară. Mai durează puțin acum. Așteptăm apusul. Da, acum se lasă seara și așteptăm să se aprindă luminile. Până atunci, după cum v-am spus astăzi, vreau să vă spun de ce prețuri sunt prin Italia și cum ar trebui voi să vă pregătiți în cazul în care n-ați mai fost în Italia și vreți să veniți. Ideea este că pe aici nu este nimic ieftin în comparație cu România, ca să o luăm așa.
Am venit cu autobuzul de la gara Terminii până aici și am plătit 1,50 €, 1,50 € pe, da, pe un bilet. Biletul e 100 de minute valabil, e ok, biletul, okay, da, 100 de minute valabil, dar, na, un bilet 1,50 €, două persoane, noi am dat 3 €. Deci să vă gândiți că, na, în comparație cu România, nu e tocmai ieftin. Adică da, am fost la un supermarket și de acolo, din supermarket, de câte ori am fost până acum, n-am ieșit sub 5 €. Indiferent ce am luat. Cred că am luat două iaurturi și ceva și am plătit 5 €. Deci nu este tocmai ieftin. Tocmai și ieri seară am ieșit în oraș, am mâncat două pizza și am băut eu o bere și a fost 25 €. Da. Cafeaua, în schimb, aici un espresso, dar este foarte mic, costă 2 € și cappuccino costa 4 €. Dar 4 în centru, 3 mai la periferie. Exact. Depinde, într-adevăr, depinde de restaurante. Depinde foarte mult de restaurante. Chiar și o apă plată poate costa de la 2 € până la 3,50 €. Deci depinde foarte mult de restaurante. Dar dacă vreți, noi putem face un clip separat cu ce am cheltuit în Italia, cu câți bani am cheltuit, cât am dat pe bilete, cât am dat pe cazare, cât am dat pe tot, da, și extra cât am cheltuit extra. Și extra cât am cheltuit extra, câți bani am cheltuit. Putem face un clip de genul acesta. Dacă vă interesează, lăsați-ne în secțiunea de comentarii: vreau un clip cu cât ați cheltuit în Italia. Asta trebuie să scrieți voi în secțiunea de comentarii. Iar noi, după ce venim din această vacanță, o să facem clipul respectiv. Deci, ca sfat, dacă vreți să veniți în Italia, pregătiți-vă și să știți că nu este tocmai ieftin. Și acum așteptăm să se aprindă luminile din spatele nostru și să vă arăt cum se vede Coloseumul. Și după aceea o să mergem și la Fontana di Trevi și să vedeți cum se vede și Fontana di Trevi luminată seara. S-a lăsat seara și cam așa arată Coloseumul pe întuneric. E superb. Sunt mulți oameni pe aici. Deci așa arată Coloseumul seara. Arată superb. Cel puțin cu ochii se vede mult mai bine față de cameră, dar este foarte fain. O să mai stăm pe aici să mai facem poze și după care mergem la Fontana di Trevi să vedem cum se vede fântâna luminată. Și așa se vede Fontana di Trevi pe timp de seară. Am ajuns și aici. Luminile nu sunt impresionante, dar totuși fântâna este superbă. În continuare, foarte multă lume chiar și la ora aceasta. Dar fântâna este foarte frumoasă și chiar merită să veniți să o vedeți pe timp de seară. Doar ce am ajuns și noi în sfârșit la hotel. Am avut o zi destul de faină și astăzi. Am zis că o să fie o zi mai lejeră, dar se pare că am făcut 20 de kilometri. Da, și am vrut să vă arăt cum se vede Coloseumul pe timp de seară și Fontana di Trevi. Cum am spus, am mers cu autobuzul de la gara, am plecat către Coloseum. Am luat două bilete pe care le puteam folosi timp de 100 de minute. Am stat la Coloseum și am filmat, iar după care am plecat la Fontana di Trevi tot cu autobuzul. Am prins un autobuz nou, chiar scria în acel autobuz că este unul dintre cele 555 de autobuze noi. Da, ceva de la care România ar trebui să învețe ceva, dar să trecem peste acest lucru. Ne pregătim și noi să ne odihnim, pentru că suntem destul de obosiți. Ne-am trezit de la ora 6, eu m-am trezit, Luiza s-a trezit mai repede, ca să mergem la Fontana di Trevi și să facem poze fără oameni. Dar cu toate acestea,
au fost ceva oameni chiar dis de dimineață. Se pare că lumea merge dis de dimineață să facă poze acolo. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe ca să fiți la curent cu celelalte clipuri ce le mai postăm. Și până în vlogul următor, noi v-am salutat și vă spunem noapte bună!